mi-ar plăcea să am și eu o relație de gen. Adică mi-ar plăcea să fiu, nu știu, stau să mă pup cu cineva, așa. Într-un fel simt puțin invidie, că aș vrea și eu. Cred că din afară s-ar putea vedea puțin cam aiurea. Eu cred în amândoi și le-am și dat un sfat. Atâta timp cât două persoane se iubesc, nu îi poate îndepărta nimeni pe lumea asta. Chiar se potrivesc. Probabil ar fi trebuit să fie puțin mai rezervați ca să nu mai fie judecat știind că deja toată lumea le-a sărit oarecum în cap, dar ei fac ce simt. Chiar îi felicit. Sunt lucruri frumoase, indiferent ce ar fi în spate, nu se știe nimeni. Păi e dragoste, nu e dragoste, dar văd că e ceva frumos. Apropierea lor fizică, dacă nu e în public, adică în casă, bata noastră, nu-i deranjează. Dacă vrei să faci ceva, hai să fim sinceri, bă, du-te în cameră, du-te în duș, că n-ai cum în duș. Afară, în grădină, amândoi, hai măcar un pic să fim decenți. Nu-mi place în fața lui maică mea prea să se exagereze, știți? Pe mine una nu mă deranjează apropierea lor, doar că e prea mult. Eu una, dacă aș fi în locul Andrei, nu aș fi așa, pentru că mă gândesc că am niște părinți acasă, mă urmăresc atâtea persoane și nu aș putea să fiu așa, deschisă. Dacă eram eu în locul Andrei, mami m-ar fi sunat și a spus, în momentul ăsta vii acasă. Evident că nu avem toate părerile din casă, dar pe mine m-ar interesa să vorbesc și cu doamna Mihaela și cu doamna Mioara. Doamna Mioara, ce părere aveți dumneavoastră? Cum vi se pare ce se întâmplă în casă? Totuși sunt... Treaba lor și fac. Ei se conduc singuri, da? Eu nu zic neaca. Dacă zic ceva, zici că zic de rău. Dacă zici că zic de gine, tot de rău mă e, poate și cum vreau ei, așa fac. Fiecare se conduce... Mă duci minte și capul. Dar vă deranjează? Dar nu, doar eu nu stau să-i văd doar. Când așa, prin prejur, nu dau importanță. Dar ce ați zice dacă l-ați vedea pe Lica așa? Nu o să fac niciodată. Hai. A, de dar ce nici n-aș putea să-i permit așa ceva să-l văd eu. Pe eu, nu contează, altul poți să facă ce vreau. Eu și să fac lucrurile față de părinți sau de... Poți pe eu, nu, cu alții poți să facă ce vreau. Eu n-am nevoie cu ceilalți. Păi, Lica, în material spune că e frumos ce se întâmplă da, între ei doi. Da, dar am zis în cameră, în grădină, adică nu de față aici să stai să te tăvălești. Asta vreau să zic. Adică un pic să avem un pic de bun simț. Îmi place ce ai între ei, v-am zis. Dar nu aici, de exemplu, pe canapea să stai, nu știu, am zis ce puțin în cameră. Mai sau... văzut. Da, da. Dar nu... Mai e cineva de acord cu Lica în casă? Doamna Mihaela, dacă l-ați vedea pe Ciprian așa? Nu, nu, nu mi-ar place. N-aș fi mulțumită. De ce? Ar trebui să aibă bariere? Limite? Da, având în vedere faptul că suntem filmați 24 din 24, da, pentru că suntem judecați oricum de cei de afară. Și despre Armando și Andra, ce părere aveți? Nu am... Este problema lor, nu... Dar este vorba și despre respectul față de cei din casă, nu doar de, pentru cei de afară? Din moment ce n-au făcut-o față de noi, nu... Deci să înțeleg că nu ne interesează ce se întâmplă în dormitoare. Cu toate că în dormitoare nu stăm singuri. Nu este că nu ne interesează, dar... Petronela, Ionuț, nu este responsabilitatea noastră. Și voi sunteți un cuplu. Voi de ce nu vă manifestați așa? Am spus el la testimoniale de ce. Păi, mai spunem și mie acum, că n-am... Avem părinți acasă, sunt copii care se uită la noi 24 în 24 și... cel puțin n-aș putea face așa ceva. Petronela, tu? La fel și eu sunt de aceeași părere. Mă gândesc la faptul că suntem urmăriți, dar în același timp nu-i condamn pentru ceea ce fac. Îi susțin ca și cuplu. Fiecare trebuie să ne asumăm gesturile, faptele și să mergem mai departe. Am înțeles.